M-am uitat și era un nene învelit cu o plapumă și își bea cafeaua fierbinte. M-am pus lângă el cu cafeaua, zic, ce faceți aici? Și părinte, aștept un semn să văd dacă soția a trecut peste noapte. Nu, nu era COVID atunci. Avea o altă boală, se mai moare și din alte motive. Și m-am uitat la ochii lui când asistenta, care și-a făcut milă de om, asistenta a venit și i-a dat, i-a întins o floare de o galben, așa, o, știu, și a zis, uite, e din partea soției care s-a trezit foarte bine dimineața, operația a reușit. Cum poți trece pe Facebook emoția aia de acolo? În ce mod uităm de România asta care plânge? Care își plânge bucuriile, nu doar păcatele și ratările. Este o Românie care plânge de bucurie. Noi ne uităm tot timpul câți mor și fără îndoială că așa este. Uitați-vă la câți au supraviețuit. Uitați-vă la câți au reușit să iasă dintr-un clinci teribil cu moartea. Numai mulți dintre noi habar n-avem prin ce trec oamenii. Și atunci Vinerea Mare revine pentru vindecarea habarnismului ăsta care trăim câteodată și ne atrage atenția. Alo! Eli, Eli, lama sabachthani, doar El o spune. De atunci niciunul dintre noi nu putem spune că ne-a părăsit Dumnezeu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.